Joi, 20 octombrie, în plenul Parlamentului s-au încins discuții aprinse cu privire la deplasarea vicepreședintelui legislativului, Vlad Baterâncea, la Moscova. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, Dumitru Alaiba, a condamnat această vizită și a declarat că vicepreședintele Parlamentului și-a permis, fără nicio rușine, să facă fotografii cu simbolurile regiunilor anexate de Rusia și cu oamenii care aplaudă la televiziuni că cetățenii ucraineni mor. Poate au încercat să ceară niște clarificări despre rachetele rusești care au survolat spațiul nostru aerian săptămâna trecută. Poate au îndrăznit să întrebe și asemenea întrebări. Și poate cineva ne mai spune cât anume din banii contribuabilului au fost consumați pentru această rușine de deplasare. Și aș mai vrea să vă întreb fiecare din voi dacă poate mai este cineva în această fracțiune a socialiștilor, mai ales a socialiștilor, și că mă rog, care poate nu susține ceea ce se întâmplă, ceea ce fac colegii voștri, așa cum a făcut-o doamna Dolința, pentru că oportunitate să vă distanțați de această rușine și de această trădare a valorilor democratice va fi tot mai mică în viitor. Cu o replică a venit deputatul socialist Grigore Novac, care a precizat că membrii PSRM au plecat la Moscova pentru a soluționa problema legată de exportul de mere în Rusia, de care actualei guvernări îi este în cot. Cetățenii Republicii Moldova la ziua de azi au probleme cu exportul și domnul Alaiba fix în cot de acest lucru, că merele stau pe deal, strugurii stau pe deal. Cetățenii Republicii Moldova au probleme cu tarifele la gazele naturale. Și acest capitol la fel vă este în cot, ea că acum, iar ați mai pus-o la cale o schemă mișelească prin care să dilapidați cetățenii Republicii Moldova și să le scuturați ultimul bănuț din buzunar. Și da, domnule Alaiba, colegii mei s-au întâlnit public, dar nu se întâlnesc pe la cafenele în locuri ascunse și pun la cale diferite scheme și mișmașuri, cum ați făcut-o voi cu cei de la Bimol. Și domnule Alaiba, nu aveți atâta grijă de fracțiunea socialiștilor, de blocul comuniștilor socialiștilor, pentru că noi singuri putem să avem, să ne purtăm grijă de noi, mai mult ca atât agenda ne-o facem singuri și nu sunteți dumneavoastră în postul ăla și nu aveți dreptul, nici moral, ca să ne dați lecții cine și cum trebuie să procedeze. Asta așa pe viitor. De partea cealaltă, deputatul PAS Adrian Băluțel i-a întrebat pe parlamentarii socialiști dacă colegilor au discutat despre reducerea volumului de gaz sau survolarea spațiului aerian al țării de rachete rusești. Ceară totuși explicații dacă au survolat, de ce au survolat 3 rachete rusești spațiul aerian al Republicii Moldova. Să condamne, așa cum au făcut toate instituțiile din Republica Moldova, războiul început de Federația Rusă contra Ucrainei. Lucru la care dumneavoastră, în primul rând, trebuie să răspundeți aici, în fața cetățenilor, și după care trebuie să răspundeți și, sau să promovați acest punct de vedere și în raport cu alte instituții și alte organizații internaționale și în cadrul diplomației parlamentare care dumneavoastră o faceți. Și vreau să vă întreb dacă a pus în discuție, pentru că am văzut că tot vorbiți despre gaze, reducerea volumului de gaz livrat de către Gazprom către Republica Moldova. Reducere ilegală care nu este conform contractului. Mersi. Drept răspuns, Grigore Novac a zis. La capitolul gaze, iată, eu v-aș sugera, aveți un bun prieten de-al dumneavoastră, care este și ministru acolo, ia să vă duci să vă interesați la dumnealui, ce borobați a făcut el pentru această țară, ce pacoste ne-a făcut nouă tuturor. Să vă interesați așa mai, să intrați în esență la toate acestea. Și dacă poate ar fi mai oportun, iată, vă duci să întreie, luați și pe colegul dumneavoastră care șede acolo și n-ascultă, a plecat. Mergeți prin sate, întrebați oamenii cum lucrează site-ul lemne.md, bețe de răsărită.md, tz.md și mai este, ce-am mai făcut acolo, compensații și așa mai departe. Și ce cred oamenii despre voi?